Acest program este susținut de Aqua Carpatica, gustul purității. Invitatul meu de astăzi a fost avocat și consilier vestimentar pentru bărbați, însă a devenit cunoscut publicului larg, mai ales datorită discursurilor sale ieșite din tipar din mediul online. Are o mulțime de urmăritori și o parte dintre ei îl contestă vehement atunci când își expune părerile public. Aparițiile lui inflamează spiritele. Doamnelor și domnilor, vă invit la o discuție incendiară despre viață cu Cezar Ionașcu. Du-te la Atos, e singurul loc în care să te vindeci, întoarce-te când rezolvi. Nu mă interesează dacă durează 3 ani sau 3 zile. De ce te-ai dus pe Atos? Pentru că m-a trimis femeia. Ți-a fost frică că o pierzi? Avem o lege între noi. Până la capăt. Orice ar fi. Căsnicia n-ar trebui să fie plăcută? Este foarte plăcută prin muncă. Nu prin alint și nu prin superficialitate. Dinamica unui cuplu, în afara pozelor din reviste, dragi privitori, înseamnă spume la gură, îți aplaudă urechile până nu mai poți, te încordezi, te lași, te nu știu ce. Primii 2 ani a fost înfiorător. Timp în care ni s-au născut 2 copii. Nu e șmecherie să te culci cu toate femeile. Șmecherie e să te culci cu una și să o cucerești în fiecare zi. Singura greșeală. Ce? În cuplu. Singura. Uite. Ai păcătuit, ai murit. Punct. Bine te-am găsit, Cristi. Bună ziua, bine ai venit. Prezentare. Cum e? Cum a fost prezentarea? A unei persoana non grata. Oh. Glumesc. De ce spui? M-am obișnuit cu lucrurile astea. Tot ce ai spus e adevărat. E adevărat? Tot ce ai spus e adevărat. Am fost avocat, am renunțat. Am fost și specializat până la un punct în ce se cheamă fonduri de investiții. Am și lucrat în corporație. Am și lucrat în prima șaormerie din România. Am multe, sunt multe lucruri necunoscute publicului. Nu să le povestim astăzi. Nu? Sunt secrete? Mai presus de orice, sunt tată și soț astăzi. E o meserie full-time. Sunt tată la 5 copii, din prună cu Oxana. Da, știu. Și dacă e să fiu ceva pentru lumea asta, util pentru lumea asta, sunt un ghid pentru oameni. Pentru aceia care vor pace sufletească și atât. Pentru cei care vor altceva. Dacă mă întreabă cineva despre meserie astăzi și recomand tuturor pe această cale să o facă, nu m-aș mai recomanda cu diplomele mele de pe perete. Le-am dat jos de mult și nu-s puține. Și mai toate, de ce? Mai toate au fost cu aproape 10, dacă nu cu 10, multe dintre ele. Și de ce nu te prezinți cu ele? De ce oare să mă mai prezint cu ele? Pentru ce? Păi și atunci de ce ai muncit ca să le ai? Păi poate m-au păcălit cei care m-au pus să muncesc să le am. Poate ne-au păcălit pe noi toți. Pentru că în urma diplomelor și a studiilor rezultă o încadrare socială sau profesională în baza nomenclatorului de meserii sau a categorisirilor sociale. Da. Și ce spun, spun cu dragă inimă, pentru că asta suntem toți. Există o primă postură de angajat, da, pe care am urmat-o cu toții, în care veniturile nu sunt suficiente, chiar dacă ai lucrat de 10 ori mai mult și mai tare, indiferent dacă ești angajat în sistem privat sau la stat 2, poți să fii liber profesionist, să fii avocat ca mine o bună bucată de vreme, sau jurist, sau arhitect, sau farmacist și să-ți dai seama că la sfârșitul anului, fiind avocat, să zicem, în București, cam 12-13.000 de avocați, da, cam 11.000 și jumătate nu au bani să-și plătească chiria biroului unde stau sau impozitul la stat. Iau exemplu românesc. Sau ajungi să câștigi mulți, mulți bani, suficienți bani la o vârstă destul de înaintată, da, ca, da, avocat. Și e cam târziu. Știu că și eu am făcut dreptul și de aceea am renunțat să... Am practicat meseria asta, am lucrat în licitații publice și în consultanțe financiare. 12 ani am fost angajat. Apoi liber profesionist, conform, da, acceptului în barou și tot așa. Apoi am fost aproape practician în insolvență, evaluator autorizat, le-am făcut pe toate. Am avut o bursă în 2005-2006,
la Creto Bergamasco în Italia, am studiat poate cu cei mai buni în investiții imobiliare, am stat în Canary Wharf aproape 8 luni în Londra ca să definitivez și ce? Am fost un liber profesionist care n-avea bani de plătit impozite la stat din munca pe care o depuneam în baza studiilor. Acum, poziția numărul 3, după angajat și liber profesionist, poți să fii antreprenor. Da. Mulți încearcă. O altă minciună. De ce? O altă minciună. Stai sub o umbrelă care se numește autoritate publică, care te silește prezentându-ți o ficțiune care se numește, nu știu, guvern, președinte, stea, ghim, lege, debit, credit, să plătești taxe și impozite unei povești fictive centrale apărate armate. Nu știu șansele de izbând. Dacă te trezești și vezi așa lucrurile, e un pic dificil. Nu zic să nu încerci. Eu sunt probabil un pic pe acolo, dar îți explic imediat care e varianta corectă. Și numărul 4, poți să fii investitor. Așa. Și să fii așa cum a zis Taleb, chiar acum la Brand Minds. Da. Cred că singurul discurs care a contat, și probabil singura frază din acest discurs care a contat, tot ce se cheamă succes prezentat ca și investiții în cripto, imobiliare, bursă, sunt un carcinom. Sunt cea mai mare tumoare canceroasă a acestei societăți, prezentând tinerilor din această tumoare emisii care le spun că succesul se poate atinge peste noapte. Nu. Succesul se atinge sau drumul până la centură neagră în orice domeniu durează minim 10 ani și înseamnă 20 de ore de muncă pe zi. O știi foarte bine. Nu ne cunoaștem. Da. Nu te cunosc, nu mă cunoști. Prima oară când ne întâlnim. Așa. Dar cred, am credința când ai dreptate. Și mai există o a cincea poziție, spre care lumea te împinge în mod firesc și pe care foarte mulți nu o văd. Poziția de martor. Toate acestea sunt un cerc. Da. Fictiv. Cercul are, da, această lungime a cercului. Poți să stai pe lungimea cercului și să observi. Și atunci când observi că poți livra într-o excelență satisfacerea unei nevoi umane, unui număr cât mai mare de indivizi, să intri, să livrezi, punându-ți tot conform lui Taleb, pielea pe băț și totul lamezat all-in, toate jetoanele pe care le dispui, să fericești lumea, lumea să te plătească în echivalența contribuției tale și tu să ieși indiferent de calificare. Iar calificarea poți să o înveți în 2 ore sau în 2 zile. Nu vorbesc de neurochirurgie. Ok. Vorbesc de adaptabilitate și oportunitate. Care construiesc, de exemplu, bărbatul. Utilitatea mea sau esența mea pe această lume este utilitatea ca bărbat. Provide and protect. Dacă eu merg la școală și mă fac angajat, dacă sunt liber profesionist, antreprenor sau investitor, astăzi, din punct de vedere financiar, nu mai pot apăra familia. Dispare una din utilitățile mele. Îmi spune, ca să nu ne depărtăm de partea asta cu martorul, dar știi că atunci, dacă stai și aștepți să observi ce se întâmplă, ți se pare că stai degeaba. Și că nu... Cred că așa, asta ar fi prima impresie, că stai degeaba și cât stai și observi ce mănânci în perioada aceea. Nu există stat degeaba. Păi și ce mănânci în perioada aceea? Rugăciune. Post și rugăciune. Deci dacă ai copii, nu poți să le dai post și rugăciune. Ba da. Am pus întrebarea la Sfântul Munte. Părinte, ce fac cu facturile? Mă zdrobesc. Am o familie cu 5 copii exact. Și cu 4 angajați care stau cu noi permanent. Suntem 10 oameni într-o casă. Eu plătesc facturile și m-am dus zdrobit la el. Fac o paranteză, pentru că facturile... Ai fost recent, acum. Da, facturile care au venit ianuarie, februarie, decembrie, ianuarie, februarie, martie către oameni nu sunt echivalentul unui serviciu, ci sunt o stare de umilință trimisă la adresă. Umilința e cea mai joasă energie. În stare de umilință pentru cel care e umilit și nu poate plăti factura și își plânge în pumn că nu pune de mâncare la copii pe masă, nu există Dumnezeu, toți ceilalți sunt de vină și el vrea să se sinucidă. Acolo ne-au adus. Am închis paranteza. Eu m-am dus la tata părintele și l-am întrebat: părinte, cum plătesc facturile, eu și ceilalți oameni? Și el mi-a zis, luându-mă ușor de omeri: cu credință, tată, cu credință. Și e bucata cu rugăciune pe care noi nu mai băgăm. Nu că sunt un prozelit nou sau fac apologia credinței, n-are nicio legătură. Am uitat să băgăm credință și rugăciune în munca noastră. Dar știi de ce am uitat? Oare? Pentru că... Zilele sunt construite din goana asta pentru a putea plăti facturile. Vezi că e un cerc vicios din asta. Când problemele sunt zdrobitoare, e suficient o singură aruncare a privirii către cer ca să-ți dai seama de un lucru foarte simplu. Noi stăm pe o coajă numită pământ, groasă de vreo 80 de kilometri maxim. Și rușii au putut să foreze undeva lângă Irkutsk vreo 12 kilometri. Mai mult n-au putut, că s-au foreză.
Dacă ne ridicăm peste 8000 de metri, ne trebuie mască de oxigen, murim. Dacă ne ducem spre pământ, aparent e niște lavă, murim. Deci suntem cumva prizonieri. Dacă tot suntem în o gradă a pușcăriei este, hai să ne înțelegem între noi. Hai să ne înțelegem. Hai să nu mai inventăm dogme, doctrine, politică, dreapta, stânga. Astea sunt niște ficțiuni. Și cei care s-au trezit, și cei pe care cumva îi mișc de unde sunt, și tu spui că sunt controversat, vorba lui Oșu, nu vă supărați, ce meserie aveți? Dom'le, I disturb people. Eu deranjez oamenii și o fac cu bună știință și știu de ce o fac. Și totuși, Cezar, te vei întreba, de unde pui de mâncare la copii pe masă? Din oratorie, aceasta este vocația mea. Și ai zice, păi și cum produci bani? Dar ficțiunea centrală, nu prin oratorie păzită armat, face bani, impunând taxe și impozite? Și oratoria centrală, nu cumva, nu-l prea mai are pe Dumnezeu? Nu cumva devine interesant și termin imediat, că mesajele mele controversate, primul dintre ele, cu invitația oamenilor la a respira, o funcțiune centrală a fiziologiei umane, a făcut 25 de milioane de accesări și vizualizări într-o săptămână, timp în care 4 trusturi de presă, martie 2020, au făcut pe aceleași cuvinte, măsurabile, le am în dosar, 800 de mii de vizualizări. De ce? Oare? Pentru că am rostit mesaj din inimă, Cristina. Când am zis sus inimile, am luat din acea strigare a preotului care iese la liturghie cu crucea între crez și Tatăl nostru, cam a treia parte din liturghie, sus să aveți inimile, nici măcar nu-i strigarea mea. Dom'le, ce-a strigat eu? Ce înseamnă prostia asta? Prostia asta e particula de Dumnezeu din fiecare pe care am chemat-o la suprafață. Atunci, în 2020. Și oamenii s-au supărat, firește, pentru că au fost deranjați în bula lor aproape tumorală. Cam asta. De ce te-ai dus pe Atos? Pentru că m-a trimis femeia. Eu mai fusesem pe Atos, dar nu ca acum 2 luni. Pentru că am ajuns la zdrobire. Ce te-a zdrobit? Lucrarea. Am vrut, din neștiință, să-mi aplic metoda pentru oameni, din aroganță și ignoranță. Metoda a fost bună. Am vrut să schimb oameni, începând cu mine. Da. Metodologia de livrare a fost greșită. Eu am strigat către ei, dacă nu faceți ca mine, sunteți proști, sunteți răi. Dar nu poți să faci ca mine, tu poți să faci ca tine. Lipsea blândețea, lipsea Dumnezeu din ce făceam eu, lipsea credința. Eu îi supuneam la niște regimuri atroce. Și urma zdrobirea la ei și urățenia zdrobirilor venea înapoi către emitentul metodicii. Și am ajuns cumva la un capăt. Și în familia noastră a avut loc un episod. Așa e, noi suntem un cuplu normal. Adică divorțăm de 4 ori pe lună și ne recăsătorim de 5. Perfect. Și săptămâna asta, nu știu, am avut norma de ceartă. Nu, că a decolat Oxana din aur. Na, dar se întoarce și sigur o să avem iar un episod. Că așa e normal, o dar relație. Cum sunteți, certați sau împăcați? Nu, suntem tot timpul căsătoriți și ne creștem copiii în fericire și în abundență. Dar dinamica unui cuplu, în afara pozelor din reviste, dragi privitori, înseamnă spume la gură, îți aplaudă urechile până nu mai poți, te încordezi, te lași, te nu știu ce. Ce n-am făcut eu? N-am făcut ascultare femeii mele. Eu nu am făcut ascultare, eu nu mi-am ascultat femeia. Dar ce-ți spunea femeia? Femeia de 5 ani de zile mi-a zis, nu-i mai omorâ, iubește-i, că nu toți sunt ca tine. Că tu când termini antrenamentul vomiți, dar nu toți sunt ca tine. Tu când te apuci de citit o carte, o termini în 2 zile. Tu când te apuci să faci dragoste cu mine... În cât timp termini? Exact! E să facem 9 luni și la sfârșit naști. Da? Deci ăsta sunt. Așa am fost învățat. Dumnezeu să-L ierte, tatăl meu. Dacă am moștenit ceva de la tata, asta a fost. Du totul până la capăt. Și tot vreau ca tot să facă pe cum e. Ei, și am vrut să dau oamenilor când le-am dat temă după. Ok, nu mai purtați mască, dar ca să nu purtați mască, trebuie să fiți sănătoși, voinici și să intrați prin gheață, să mergeți pe foc, să știți să trageți cu anță, nu știu ce. Chestii specifică. Și oamenii s-au supărat pe mine. Și probabil a venit o mare energie în care eu am explodat, efectiv. Și a zis, ce faci? Ce faci? Țipi în casă? La noi? A fost acum 2 luni și ceva. Tu țipi? N-am țipat la ea, am țipat în eter. Da. Nu mai puteam.
De ce nu își face ăla tema? De ce nu duce la casă? Nu mai pot cu ei, că nu știu ce. Și a zis, te rog frumos, casa noastră e sfântă, nu aduce nimic din afară, curăță-te. Du-te la Atos, e singurul loc în care să te vindeci, întoarce-te când rezolvi. Nu mă interesează dacă durează 3 ani sau 3 zile. M-am urcat în mașină, Atos a scris pe mine. Deci, ești speriat că te părăsește definitiv? Am avut toate visele urâte pe Atos, pentru că Dumnezeu există în egală măsură, la fel de mare e necuratul. Egală măsură. Lupta cea mare e cu gândul rău. Și să știi, să ai înțelepciunea, credința, să dai un pas înapoi și când vine gândul rău să bagi repede unul bun. Da, dar asta înseamnă exerciții de ani, de zile. Nu știu ce căutăm noi românii în America de Sud, cu Ayahuasca, cu Pănindia, ne ducem toți. Da, adică da, avem la, la 700 de kilometri de noi avem împărăția ortodoxiei. Eu nu pricep, am prieteni care vorba aia. Nu pricep, e totul la Atos. Totul pentru bărbat, totul. Aș da prin lege obligatoriu o lună pe Atos în loc de un an de armată. Vezi, tu iar tot dai prin lege. Cred că aici metoda asta nu e bună. Trebuie să-i convingi pe oameni prin blândețe, așa cum zice soția ta. A zis corect. Ea a zis corect. Nu-i mai omoră, iubește-i. Și doi la mână, dacă mi-a predat o lecție foarte bună, ea cuplat cu Atosul, multă lume mă receptează dincolo de ce ai descris tu ca lider. E ok, accept. Și mulțumesc lui Dumnezeu și sunt recunoscător că am această figură, poate patriarhală pentru unii, poate insuportabilă pentru alții. Da, asta sunt, am o figură, da, paternă. Un lider nu dispune și nu dă ordine. Un lider în realitatea actuală slujește, servește. Asta să-mi fie mie procesul de astăzi. Să servesc. Asta vreau să fac. Asta e intenția mea. Prima dată în viață, la aproape 45 de ani, să servesc. Când te-ai întors de la Atos, ce s-a întâmplat în relația cu soția? O iubești mult. Ți-a fost frică că o pierzi? Adică, na, ca așa certuri, despărțiri din astea pe moment sau amenințări cu divorțul sunt la ordinea, mă să nu zic zilei? Avem o lege între noi. Până la capăt. Orice ar fi. E o lege grea. Până la capăt? Până la capătul capătului, sau da. Cum? Indiferent ce ar fi. Și n-au fost momente ușoare niciodată. E taf. E din Republica Moldova ca tine. Da, știu, Oxana. Câteodată are formă de tank rusesc și trage fără să anunțe. Da, și fără ea eram mort. Mort. Ce s-a întâmplat când m-am întors de la Atos? Am avut o singură frază pe care am rostit-o în continuu. Iartă și binecuvântează femeie. Atât. Am putut vorbi cu ea după o săptămână. În continuu ziceam, băi, ești nebun, ce ai pățit? Iartă și binecuvântează femeie. Pentru că n-am stat 3 zile sau n-am fost în turism duhovnicesc, am găsit un loc aleatoriu. M-a dus Dumnezeu acolo. Am stat 10 zile. Am notat 90 de puncte distincte care mi s-au întâmplat în 10 zile. 90. 90 de simțiri distincte. 90. Pot să scriu un roman. Trecând de la spar lemne, la, nu știu, făcut mâncare, la făcut șofer, orice era nevoie. Făcut ascultare. E primul pilon al Atosului. A face ascultare. De cine fac Sfinții Părinți ascultare? De Maica Domnului. De cine facem noi bărbații, Mirene, ascultare? De femeia noastră. Întâi de mama noastră și apoi de femeia noastră. Și noi ce am făcut? Am ars-o păruc 600 de ani pentru că n-a căzut, l-a așternut cu noi, că e vrăjitoare. Și Oxana e vrăjitoare. Și eu încerc să o ard peru. Cum să ne mai iubească femeile? Doi la mână. Tăierea poftelor, al doilea pilon a Atosului.
Nu e șmecherie să te culci cu toate femeile. Șmecherie e să te culci cu una și să o cucerești în fiecare zi. Și e cel mai greu, e tough. Mi-a zis părintele, uite, Cezare, masa e plină, caracatiță la grătar, vin pe lin, am avut de toate, nimeni știu. Șmecherie e să mănânci puțin. Fă-te mic, Cezare, să te cuprindă lumea, nu te mai umfla. Câteva dintre pildele. Da. Și numărul 3, smerita cugetare, până deschizi gura, Cezare. Simte. Simte, tată. Nu mai deschide gura în filfizoneală, în minciună. Eu am mințit și îmi cer iertare. Eu m-am mințit, Cristina. Cu ce te-ai mințit? M-am mințit. Eu am zis că sunt avocatul Cezar Ionașcu. Greșit. Eu sunt consultantul de imagine Cezar. Minciună. Da, dețin acele cunoștințe. Da. Dar eu nu sunt meseria. Pe ușa familiei noastre a scris dintotdeauna familia profesor Mihail Ionașcu, tata, Dumnezeu să-l iert. Imens profesor. Prima generație de fizicieni atomici din România. Ne-a prăbușit bibliotecile în cap. La 8 ani, dăduse cu traumă. Eram prieten cu Max Planck, cu Rutherford, cu Marie Curie, cu Pierre Joliot-Curie. Trăiește tu cu băieții ăștia. La 11 ani, Capitalul lui Marx. Citiți ziua și discutați seara cu tata. Maxim Gorki. Te obliga să faci asta? Mihail Șolohov, Pădonul liniștit. Dostoevski, tot, cap-coadă, frații Karamazov. Ana Karenina. Citește tu la 13 ani de o femeie pe care o calcă trenul și înțelege tu ceva. Am citit-o mai târziu. Despre asta e vorba. Am avut această baftă, acest noroc, această... Nu mă laud, că cădea într-o fie. Dar asta mi-a fost soarta. Unde să ies de aici? Și apoi sport. Foarte mult sport păcant. Și apoi București. Student crescut, trăit, educat de țigani. Uite... Cel puțin 3 acvarii, că sunt, le-am numărat vreo 7. Și supraviețuitor al anilor 90, așa mă declar. Ei, toate acestea s-au terminat, Cristina. Nu mai sunt avocatul, nu sunt, sunt omul, sunt tatăl, sunt soțul, sunt ghidul, sunt ce vrei tu. Și sunt. Sunt, atât. Pentru că dacă ne dăm seama că suntem prizonieri pe coaja asta, repet, bine ar fi să fim prieteni. Spun femeile, poate o să discutăm. Nu mai găsesc partener, nu mai... Pe această coajă, da, da. Mișcă-te una la mână, doi la mână. Băi, nu știu cum să zic eu. Femeia spune, sunt independentă, pot să fac singură tot. Da. Foarte adevărat. Multe femei deja sunt independente financiar. Independente, sunt minunat. Le felicit cu toată inima mea și le înțeleg postura. Că bărbații, nu prea, într-adevăr, nu prea mai există. E o discuție lungă și largă, o fac în cursurile, în seminarele, în webinarele mele cu Oxana și explic această facultate, ca să zic. Mai e ceva pe care femeia are nevoie de la bărbat și pe care bărbatul nu-l livrează. Ce? Iubirea. Și de ce nu livrează bărbatul? Oare de ce? Pentru că a uitat de Dumnezeu, că e particulă de Dumnezeu și în ultimă instanță ce-a cucerit lumea? Iubirea. Iubirea. Și nu-i declarativ. Iubirea nu e iubirea. Romeo și Julieta lui Shakespeare e un disclaimer al lui William Shakespeare în care spune nu faceți așa. Adică Romeo îl găsește pe Mercuțiu bătut, omorât de ceilalți, se duce să-i omoare, se îndrăgostește de fica lui Montaghiu și Capiule, da? Se duce, vrea să răzbune, o vede pe fica, se îndrăgostește, vine înapoi. Ea se îndrăgostește la rândul ei, ia o pastilă să sinucide pentru 3 zile, da. El o vede să sinucide pe bune, ea se trezește să sinucide și ea pe bune și mor amândoi. Asta nu e poveste de dragoste. Da. Asta e o sminteală absolută. E o sminteală absolută. Iubirea înseamnă tabele. Cezar, ce sunt astea 5 flori? Ce înseamnă buchet cu 5 flori? La începutul relației, da. Cu Oxen. Păi zic, atâta știu. A, nu e bine. Zic, ce nu e bine? Nu e bine 5 flori. Atât a zis. M-am dus cu 11. Am dublat, nu? Da. Ca la poker. Mai încearcă. Mai încearcă. Tu credeai că nu e bun număr florilor. Una la mână. Nu e numărul corect. 2. Nu sunt florile mele preferate. Nu mai auzi ce am zis. Îmi plac bujorii. Nu trandafirii galbeni. E tehnic. Iubirea e tehnică. După care este chimică. După care este înălțătoare. De obicei se spune că e invers. Mai întâi chimia și după aceea... De-aia toate relațiile care încep în focuri să sting în 3 luni. Și relația ta cu a ta soție? A început din mare durere reciprocă. Am încercat să ne
Am încercat să ne rezolvăm traumele, au șitele în față, au apărut două stânci care au început să-și macereze colțurile și primii doi ani a fost înfiorător. Timp în care ni s-au născut doi copii. Păi și dacă era înfiorător, de ce stăteați împreună? Pentru că lupta definește iubirea. Lupta. Nu alintătura, nu superficialitatea. Adică lupta între cei doi? Nu, lupta cu gândul rău. Să nu te ridici să pleci dacă nu-ți convine, Cezare. Să nu te ridici să pleci dacă nu-ți convine, Oxana, că e the next best thing. Cum fac cei mai mulți și cele mai multe? Lupta e iubirea. Și astăzi îmi vine de la nivel sexual până la nivelul moral, psihic, mai mult și mai mult despre femeia mea. De ce? Pentru că am trecut prin foarte multe încercări. E invers decât tot ce văzusem toată viața mea. Și acum? Ai spus că o săptămână nu v-ați vorbit sau n-ai vorbit tu? Nu, n-am zis că o săptămână n-am vorbit, nu. A fost un episod în care eu am ridicat vocea pe stradă sau nu știu ce. Nu, după ce te-ai întors de la Atos. A, o săptămână, nu că n-am vorbit, am vorbit altfel decât vorbeam. Și tot ce a putut să-mi iasă din gâtlej a fost iartă și binecuvântează femeie, cum e formula de adresabilitate către un monah sau călugăr pe care îl întâlnești în cale pe Atos, iartă și binecuvântează părinte. Eu am simțit față de ea. Că e mama copiilor mei. Ea e maica mea, e nu că mama mea, e maica casei. E icoană. Cum eu sunt, probabil, acel Dumnezeu al ei, că îl vede pe Dumnezeu prin mine, nu poate să calce pe Atos. Eu l-am adus pe Dumnezeu de pe Atos acasă. A, și am mai fost încă o dată de atunci. Și duc toți oamenii cunoscuți cu mine. Pe 25 iunie plec din nou, a treia oară. Pentru că mă cheamă spre curățare. Nu fac 10 ani de psiholog, ce face Atosul dintr-un bărbat. Nu fac 5 ani de armată, ce face Atosul dintr-un bărbat în 3 zile. Nu face jumătate din viața ta cât face Atosul. Am lăsat toți banii, aveam hainele de pe mine, tot am venit cu 100 de euro înapoi. Tot am lăsat acolo. Și mi-au spus așa, când ispita m-a încercat și am zis în mintea mea, eu nu mai plec părinte. Și mi-a vorbit părintele de aceste forme de agregare. Ai singur, vrut să rămâi acolo? Am vrut să rămân. Am intrat vineri, am ieșit duminică, 10 zile, dar de obicei să stă 3. Și îl întrebam seara, părinte, pot să plec? Asta e Cezare. Citeam liturghia dimineață și plângeam. Nu puteam să citesc. Și nu că plângeam, că curgea din mine. Da. Noaptea în paraclis, când făceam canon, urlau șacalii. Deci, vezi chestii. Și zice, nu, mai stai. Și... Deci dacă am intrat vineri undeva, marți seara, am zis, părinte, eu nu mai plec. Marți dimineața, am zis, părinte, eu nu mai plec. Și? Eu stau aici și a zis, mi-a dat așa ușor o palmă la și a zis, ai copii acasă. Și seara mi-a dat o carte, a deschis-o, Dionisie Ignat, stareț mare la Colciu și a zis, citește, ce scrie? Singurele forme de agregare bărbătești sunt monahia și căsătoria. În ambele te manifesti ca un călugăr, muncă-rugăciune. Și faci ascultare Maicii Domnului, respectiv femeii tale. Scrie negru pe alb, de secole. Și noi ne ducem și căutăm înțelepciune și dezvoltator personal și le avem aici, la 700 de kilometri. Auzi, dar căsătoria, căsnicia, n-ar trebui să fie plăcută? Este foarte plăcută prin muncă, nu prin alint și nu prin superficialitate. Prin și muncă asta nu e grea? E singura formă de agregare umană. Munca. Contribuția ta la această lume prin darurile cu care ai fost înzestrat la naștere. Știi când e grea munca? Când faci ceva împotriva firii tale, ca bărbat sau femeie. Sunt atâția medici care vreau să fie florari, atâția florari care vreau să fie carmangeri, să lucreze în carmangerie, atâția oameni care lucrează în carmangerie care vreau să fie aviatori. Și ne facem că-i bine. E pădos, Cristina. De-aia suntem triști. Da, foarte de-aia suntem triști. Oameni triști și în depresie. Uite cât de controversat sunt. Va veni vremea când cei care vor spune adevărul vor fi urâți și cei care vor vinde fariseisme vor fi adulați de prostime. Asta e vremea. Da, totuși niște afirmații de ale tale în mediul online au fost vehement contestate. I-ai transmis un mesaj Deliei? Da, ok, o să discutăm. Da. Dacă caut acum, chiar o să pot să redau exact ce ai spus. O asociație care susține femeile a sărit în apărarea ei. A fost așa o nebunie. Ai zis, eu nu vreau o femeie ca tine, dar ai întrebat-o dacă ea vrea un bărbat ca tine, că asta cam a fost întrebarea tuturor. O cunosc personal pe Delia și pe soțul ei, pe Răzvan. Da. Am purtat conversații de-a lungul timpului, n-am vorbit ca un străin.
De ce ai iertare, certat-o? De ce ai certat? Cu iertare pentru modul de a manifesta răspunsul, cu iertare. N-a fost despre Delia, a fost despre decor pe care ți-l descriu imediat. Ieșeam din camera de hotel, eram chiar în Chișinău. Deci ea a afirmat că nu vrea să facă copii. Ieșeam la plimbare cu copilul, cu Radomir, ultimul al nostru. Uh-huh. Și l-am dat, văd, într-un cos de... Da, țineam copilul în brațe și o femeie din telefon îmi spunea că sunt proști aia care fac copii. Ok. Eu țineam un copil în brațe. Deci eu sunt prost, Delia? Că am 5, sunt cel mai prost? A fost destul de dur și mesajul. Pă bune? Bine. Da. Hai să... A fost probabil sub o anumită stare, ca să traduc decorul, da? Ok. E asumarea fiecăruia. A vrea să faci sau să nu faci copii este la fiecare în parte și da, femeia dispune asupra uterului ei, vieții ei și tot așa. Dar, să fii persoană publică, de notoritate publică, celebră, exemplu pentru adolescenți, să zici ești prost dacă faci copii. Acolo, în alte timpuri, era un eșafod. Și dacă nimeni n-are curajul să conteste această poziție, pentru că vrem noi să fim prietenoși, să facem frumos, politically corect. Eu înțeleg că în partea cealaltă fereastră Overton. Înțeleg că unii sunt folosiți pe post de vectori, uh-huh, ca să bage în acest interludiu încă. Manifestarea, unica mea manifestare este pentru bărbat, femeie, familie, credință. În partea cealaltă este o manifestare totală și completă, din care Delia probabil face parte, despre nebărbat, nefemeie, nu știm dacă face necredință, nefamilie și necredință. Tu nu poți să ai o poziție publică împotriva vieții ca persoană de notoritate publică. Nu e voie, nu permit eu. Și dacă, nu permit eu. Și dacă ar fi spus simplu, eu nu vreau să fiu mamă, nu vreau să fac copii. De acord cu tine, Delia. Te felicit, aplaud. Înțeleg că ai alte priorități în viață. Ea a acuzat. Și la acuză trebuie să răspunzi la fel. Pentru că în credință, vezi tu cum e. Eu întorc celălalt obraz. De ce o fac? Poți să mă și calci în picioare. Poți să intri cu tancul peste mine personal. N-am o problemă. E o scenă, în Man of God. Despre Sfântul Nectarie de la Eghina. Toți ne-am dus la film, l-am văzut. E o scenă acolo, părinte. Când n-au vrut să vă facă patriarh în Egipt. De ce ați tăcut? De ce v-ați lăsat învins? Pentru că asta face un creștin, întoarce și celălalt obraz. Tu te gândești că Hristos a fost pe cruce pentru păcatele noastre și a suportat chestia aia și bat jocura tuturor, înțelegi? E scenă din film. Și totuși, când ați făcut mănăstirea Neghina, mănăstirea de maici, au venit să vă atace, ați ieșit și ați luptat cu ei. Da, băiete, credința înseamnă și sabie. Și de fiecare dată când copiii mei spirituali sunt atacați, o voi scoate și voi face dreptate. Da, înțeleg ce spui. Așa se face. Punct. Avem două cutii. Le-ai observat de la început. Da, am zis că-s bombe. Cutia roșie, cutia sufletului, cutia inimii și cutia aurie, cutia banilor. Mm. Sunt câte două întrebări în fiecare. Și aș vrea să extragem câte una din fiecare acum și următoarele două mai târziu. Cu ce începem? Hai cu inima, ia să vedem. Te rog. O să te rog să citești și să arăți la cameră întrebarea. Ai trece peste un moment de infidelitate al partenerei? Nu. De ce? Adulterul este greșeală de moarte. Și ce ai face? Ce-ar face ea dacă eu aș păcătui? Te întreb imediat și invers, că dezvoltăm. E singura greșeală. Ce? În cuplu. Singura. Uite. Ai păcătuit, ai murit. Punct. L-am întrebat pe părintele, pe Patos. Da. Nu eu, o voce de lângă mine, un tânăr. Părinte, era, ții minte, venea cu tava, părintele Tihon. Să-i dea Dumnezeu sănătate. Dacă păcătuiesc, ce se întâmplă? Mori, tată. Mori. Dar e o moarte spirituală sau fizică? Fiecare înțelege ce vrea. Ai păcătuit, ai murit. Punct. Păi, uite, acum, să zicem, descoperă acest lucru. Ce facem prima clipă? Stăm de vorbă, facem curat și ducem fiecare în viețile noastre. E cel mai simplu. Și e cea mai simplă formă de a ataca o familie. Adulterul. Da, bun, te întreb acum și pe tine. Da, și eu la fel. De câți ani sunteți împreună? De foarte mulți ani. Cât? Mulți ani. Și i-ai fost fidel 100% în toată această perioadă? Da. Și cu gândul? Cu tot. N-ai stat nicio ispită? Nu, hai să spun o chestie. Dimineața tu ca femeie te-ai machiat ca eu să te văd frumoasă. Și îți spun aici în direct, Cristina Șișcanu este o femeie foarte frumoasă. Și foarte arătoasă. Și foarte apetisantă. Și atât.
Și dacă nu-ți zic, îmi ia Dumnezeu norocul. Și atât vreau să zic. Doar asta. Nimic altceva. E greu? Și ți-o zic cu toată inima mea. Ești o femeie foarte frumoasă. Și îți spun că în secunda asta, spunându-ți aceste cuvinte, Oxana mea, că le aude, că le vede, că nu, nu se supără. Și e normal să fie așa. De pentru ce? Că eu apreciez frumusețea lumii. Nu pot să o neg, fiind marele credincios și marele fidel. Uh-huh. Asta e habotnicie. E... Ok. A te ruga prea mult e la fel de ineficient cu a nu te ruga deloc. A fi prea credincios e la fel de ineficient cu a fi necredincios. E același lucru. A face antrenamente până vomiți ca mine în alte vremuri nu e eficient deloc. Distruge corpul. Deci... Da. Te-ar supăra dacă, sau poate s-a și întâmplat, ca soția ta să aprecieze, așa cum zici, da, tu despre o femeie, vorbim despre bărbați frumoși, vorbim despre bărbați arătoși. E rusoaică pe jumătate. Știu ce înseamnă bărbăția aia, care e total diferită de cea noastră, care e bla bla. În varianta de soț de moldoveancă. Și știi și tu de ce ne ascundem după. Ai două variante. Să fii oligarh sau să fii alcoolic. În ambele variante... E de ales ceva. În prima variantă, da, trebuie să tragi tare, cum trag eu ca un cal, n-ai timp de alte femei, nici să te uiți, nici să visezi, nu știu ce, ești ocupat cu ea. Da. Și te ține femeia ocupat și știe cum să o facă. Să reinventează o dată pe săptămână. Eu nu am doar o Oxana, am câte una pe săptămână, am 4 femei pe lună, cel puțin. Deci, cel puțin. Dar am 48 de femei pe an. Varianta alcoolic e când ea îți dă un ghiont și tu nu reacționezi, nu crești. Nu te părăsește. Te ține, dar te încapsulează. Tași Grigore, fă, și mor repede. Da. Ți se lichefiază ficatul. Despre asta e vorba. Așa că eu înțeleg aceste întrebări ale presiei, le respect. Da, poate găsim ceva bombastic nu, la Cezar. Nu, dar nu e vorba de bombastic. Uite, eu am invitat în emisiune, unii mi-au recunoscut și bărbați și femei care au, ar trece peste momente de infidelitate fără nicio problemă, chiar și bărbați au zis. Nu, eu nu trec și nici Oxana nu trece. Avem această chestie. Singura probabil care ar demonta acest cuplu. Și știm amândoi. Uh-huh. Ieșim de la o petrecere, de la o agapă, de la o manifestare și ea zice, femeia 2, 13 și 21 s-au uitat la tine și vor cu tine. Da. Și eu la fel spun, bărbatul cu tare a vrut cu tine. Și de obicei, dacă e să fim persoane publice, sunt oameni care intenționat fac rău și fac aceste lucruri. Da. Și dintre noi doi, ea este cea cerebrală, care spune, Cezare, tu ai fost coruptibil, ai un fundal. Păzește-te. Și asta fac. Muncă, rugăciune, muncă, rugăciune. Adică, cumva te lupți cu, nu știu, o potențială ispită sau ce. Nu-i frumos așa? Nu asta te întărește? Nu cumva maestrii de pe lumea asta sunt sfinții părinți de la Athos, care se luptă cu gândul rău? Uh-huh. Plus că am primit o chestie, vrei să răspund până la capăt? Fii atent. Eram în bena mașinii, bena unui truck de ăsta care merge pe Athos, da? Și râdeam cu tata părintele. Sper că îmi dă voie să povestesc părintele. Iertare. Da, e fantastică fază. Și râdeam și nu știu ce, că nu aveți femeie aici pe Athos, părinte, nu știu ce, el zicea, o avem pe Maica Domnului, că e grădina Maicii Domnului, și el spune, tu crezi că eu nu știu că atunci când ies prin lume se uită femeile la mine? Adevărat, tata părintele, cu o energie extraordinară. Zic, ok, părinte, și cum te descurci? Zice, mă descurc bine. Cu rugăciune mă descurc bine, dar lasă-mă pe mine, uite la tine, ești căsătorit. Și din râs, deodată, dar nu, că tot e din drept, nu știu cum, a ridicat privirea și a zis, pentru tine celelalte femei nu există. A zis-o, mi-a făcut tatuaj, nu știu, undeva. Pentru tine celelalte femei nu există. Pentru mine celelalte femei nu există. Dar soția ta e geloasă? Adică a avut situații de genul ăsta când a avut semne de întrebare în legătură cu tine, da, în raport cu alte femei? Da, ca să nu se înșele bărbații care sunt pe recepție, femeia simte tot. Tot. Ca să nu fie, eu sunt șmecher și nu m-a aflat femeia, nu. Femeia miroase tot și are al șaselea simț. Uh-huh. Simt. Și când am vrut cu gândul să ceva, mi-a zis, doamna cu ta, mi-a zis frumos, elegant, ca la Chișinău, nu oricum, ca la Sankt Petersburg, nu așa, prostule, vrei să mă înșel ca la noi, nu. Nu. Oxana nu mi-a cerut și nu mi-a zis direct niciodată nimic. Ea mi-a, cu manta, mereu. E mai grav, mult mai evoluat. Și a zis, doamna cu tare, dacă acum o lună nu cumva vrea cu tine? Ba da. Și ce ai făcut?
Am închis la non-stop. Cum reușiți să mențineți relația vie după atâția ani, având în vedere că aveți și 5 copii? Mi se pare greu. Pune-te în pielea bărbatului ăsta și încearcă să faci dragoste cu soția ta între 5 copii. Păi asta te întreb. Ia găsești vreo soluție? Ar trebui să fiți foarte inventiv. E fantastic. Deci o viață fantastică. Mai un aspect. Acum trebuie să aveți și spațiu mult în casă. Avem 10 camere, slavă Domnului, avem... Deci e bine totuși. Nu, e ok, avem o casă mare, frumoasă, slavă lui Dumnezeu. Deci aveți unde? Avem unde, dar toate camerele sunt ocupate. Sunt 4 băi mereu ocupate și tot așa. Deci nu e asta problema. Dar. E mai mult de atât. Aș plusa la întrebarea ta că tu nu știi detalii. Și aș face mai frumoasă întrebarea ta. Te rog frumos. Cum mai faci dragoste cu o femeie pe care o vezi născând în fața ta? Așa. Și lasă că iese copilul. Și că urmează cordon umbilical și vorba unor prieteni. Și unde rămâne restul de cordon umbilical în ea? Nu. Trebuie să aștepți placenta, care e ca un ficat care pulsează. L-am scos și pe ăla. Dar cum mai, că dilatația are 10-12. Da. Cum o mai vezi femeie? Că oricum ai fi, tot mic te, la 10-12 centimetri dilatație să iasă capul copilului. Uh-huh. Oricât ai fi tu de, nu știu, Grigore pompierul, tot ești nimic. Acolo una la mână e sângele tău. E sânge din sângele tău. Acolo există Dumnezeu. Și acolo, nu ca sfat, ca și constatare, viața sexuală începe la 40-50 de zile după ce ai dus-o la medic imediat. Pentru că altfel copilul tinde să acapareze. Am avut intuitiv și unul și altul această înțelepciune și viața noastră e absolut fabuloasă. Doi la mână, casa fiind aglomerată, noi avem scăpările noastre adolescentine, ca regulă. Cum? Știu toate hotel-buticurile din oraș cu prețuri, camere, tot știu. Cunosc. Și noi am aplicat aceste metode. Deci nu există săptămâni. Nu știu, dacă trec 2 săptămâni, ne e rău. Sau copiii sunt trimiși la joacă, avem 3 bone și găsim noi un spațiu. Dar hotelul e sfânt. Hotelul e sfânt sau nu avem noi treabă pe la Istanbul weekendul ăsta? Ba da! Nu era o conferință? Ba da! De ce? Iubirea e ceva care necesită izvor mereu. Uh-huh. Izvor. Așa e. Ești în Dubai Mall, perfect, și mai ai 6.000 de lei la tine și Manolo Blahnik pentru soție costă 5.300. 5.300 dai. Apropo de bani, hai să deschidem și cutia asta și vorbim și despre bani. Cutia aurie. O întrebare despre bani. Ia să văd. Vă rog să citești sau să la camere. Tu și soția țineți banii la comun? Da. Se pare sănătos așa sau cu banii separați? Că sunt foarte multe cupluri care își țin banii separați. O să fac introducere cuprins cu un culminat și încheiere, cam puiul de Ion Alexandru Bărătescu Voinești. Introducere. Banii nu sunt niciodată suficienți și în același timp, cu cât tu ai sau simți că ai mai puțin bani, tu nu trebuie să faci economii, tu trebuie să produci mai mult. Uh-huh. Una la mână. Doi la mână. Dacă tu înțelegi un cuplu ca un SRL, ce înseamnă SRL? Act constitutiv. Da. Femeie. Eu mănânc la ș**. Tu unde mănânci? La ș**. Ups, avem o problemă. Avem o problemă de bugetare. Da. Ne iubim, dar avem o problemă de bugetare. Subiecții. Obiectul. Ca la drept. Da. Care e obiectul? Cuplu. Cum ar fi? Livrarea de orgasme de la tine către mine și împuternicirea mea ca femeie către tine. E ok? Obiectul ăsta de activitate? Este. Termen nelimitat. Uh-huh. Prețul contractului, cifra de afacere anuală în cuplu. Aici. Noi ne-am strâns împreună să facem câți bani anul ăsta? La care tu zici, 40.000 sunt suficienți, zici tu subțire, 40.000 de euro. La care zice, 40.000 de euro? Păi 40.000 de euro sunt călătoriile noastre de peste an pe care mi le doresc în lista asta. Cel care nu are sau se simte mic, aici apare o chestie, ești materialistă, vrei să mă... Prietenaș, dragul meu partener, suflet, lumina, viața ochilor mei. Așa înțeleg să trăiesc și acesta este standardul meu de viață. Vii cu mine și crești, că acum nu poți, te-am văzut, așa m-a luat Oxana. Uh-huh. Sau mori. Una din două. Dar faci până crăpi. Și ea la fel. Și trageți amândoi. Dar e important... Ce s-a întâmplat? Ajung imediat la punctul culminant. Ce poate să apară, cum a apărut în cuplul nostru? Concurența. Uh-huh. Era să ne distrugă. Competiția. Era să ne distrugă. Eram noi nebuni, cine face mai mult? Eu să mă trec cu femeia mea? Înnebunit. Deci o luasem, apropo de ce am... Uh-huh. Cum?
Cum să fiu în competiție cu femeia mea? Eu trebuie să fiu în competiție cu lumea, trebuie să fiu în competiție cu mine. Nu cu ea. Am greșit, iertare. Și pentru că am greșit, am plătit. Mult. Mult. Și plătesc în continuare. Bani. Cum? Te-ți spun cum. Știe că am încasat, să zicem, 10.000 de roni azi. Da, o sumă rotundă. Știe. Da. Intru în casă, dar unde știe? Am moca veselă, sunt un bărbat normal. Ce? Ai făcut bani. Cât ai? Zic vreo 2.000 de euro. Pentru că avem de plătit două chestii. Credința, maica, femeia, da? 20%. Și zeciuiala, facerea de bine pentru alții care n-au 10%. Și dacă tu plătești 30% banii să curățe și să mulțesc, și nu-i filozofie. Și când fac 200 de euro, da? Tot îi pun în mână 40. Rotund 50, că nu-ți bag note de 40, sunt bag note de 50. Nu mă interesează ce face cu banii. Când eu am spus în lumea asta, ca să închei, bărbatul plătește tot, am zis-o în momentul când nu mai aveam niciun ban în buzunar. Eram atât de fericit că într-un final plătisem tot ce aveam în casa noastră. Și am sfătuit pe toți să facă la fel, chiar dacă a însemnat descarnare pentru mine. Eu n-am mai pus după virgulă, plătește tot și nu mai are nimic. Până acolo trebuie să plătești tot. Și m-am simțit fără niciun ban și atât de împlinit, atât de în pace sufletească, atât de mântuit, că pot să am grijă ca acești copii ai noștri și ea să avem mâncare pe masă. Pentru că în România asta, a mea și a ta, a noastră, a tuturor, noi suntem doar săraci. Toți suntem săraci. Unii săraci o duc prost, cel de noi săraci o duc un pic mai bine. Da, știu ce spui. Cam asta e. Da. Banii. Tu ești un bărbat generos, înțeleg. Tot ce faci... Nu, sunt un bărbat chitros. Chitros? Chitros. Păi de ce? Păi mi-ai Pentru spus că am dacă grijă la bani. Păi da, îi dai soție. Nu ține de generozitate. Ține de matematica cuplului. Mm-hmm. N-are legătură cu subiectivismul. Eu generos sau chitros? Nu. Nu. Sunt tabele. E un tabel. Dar mi-ai spus că la început Oxana te-a luat... nu prea te ridicai la nivelul financiar. Sau cam nu, asta nu, am nu, înțeles. Nu. Nu a fost vorba de asta. Avem fiecare nu. Banii noștri. Da, dar în sensul că ea avea spus, pretenții financiare mari și a zis să tragi nu, cu ea. Nu, nici asta n-am zis. Ea s-a uitat la mine și a zis, ce cauți în cușca asta din aur? Așa. Okay. Tu atâta poți? Asta e prețul tău, asta faci tu? Două, 3.000 de euro pe lună? Atât poți tu cu capul ăla strălucit al tău? Asta poți? E tot ce poți? Adică ea a văzut în tine potențial exact. Mai mare. Și eu m-am opus. Și am zis, da, ce are? E bine, suntem bine. Da, suntem echilibrați. În vremea aia beam alcool, încercam să mă las de fumat și aveam 140 de kilograme. Așa m-a cunoscut. Astăzi mai am 96, 98. Vezi, ți-a făcut numai nu mai atins. Păi, despre asta e vorba. Și e o femeie care are pantofi de la Manolo Blahnik. Pentru că așa trebuie să fie. Ea mi-a vorbit, în fapt, despre standard de viață și mi l-a proiectat și a știut că de mână cu mine poate să ajungă acolo. Și a ajuns. Ea a câștigat pariul de mână cu mine. Și am ieșit din molul încadrărilor sociale și profesionale. Ăsta a fost schimbul echitabil. Ăsta e contractul părților. E cel mai bun pe care l-am văzut vreodată, Cristina. E cel mai bun. Știi că femeile de obicei caută să-și iau un bărbat cu bani, dar nu caută un bărbat cu care pot să facă bani. Pentru că aici multe vor să fie gata. Adică să fie bărbatul, că îi are de la părinți, că nu știu, nu se uită. Dar uite, Oxana a văzut în tine potențialul că poți să faci bani, poate să-și facă o familie numeroasă, că o familie numeroasă înseamnă multe cheltuieli. Sunt facturi de 15.000 de euro pe lună, în fiecare lună. Și sunt luni care, da, în care aproape nu acopăr suma. Și trebuie să trag și mai tare. Nu înseamnă că trebuie să fac economie, nu tai nimic. Eu vreau mai sus, nu vreau mai jos. Și nu mă laud, că unii ar zice, Doamne, cu suma asta. Păi da, sunt 5 copii, 4 angajați, 4 oameni da. Și 2 adulți. Și o casă de întreținut cu 10 camere. Cât credeți că sunt cheltuieli? Na, și pe lângă asta mai vrei să mergi într-o vacanță? Să... Păi vă spun eu, doar energia. Energia, apa sau nu știu ce, e 2.000 și ceva de euro. Da. Chiar mai bine. Deci un sfert s-a dus pe energie. Restul nu mai spune. Educație, copii, haine, mâncare. Păi pentru 5 copii frigiderul se golește odată la 3 zile.
Și coșul de cumpărături sub 1000 de ron nu e. Nu e, așa e. Despre ce vă ia adunați și o să vedeți că ajungeți la suma aia. Știu că și noi avem o familie. Am voie la greșeală, Cristina? Am voie la necredință? Am voie la mișela femeia? Am voie la măminți eu? În condițiile date? Nu. Ce a făcut femeia? A făcut pârghii, a ridicat standardul și eu nu pot coboră sub el. Ce mă face? Mă potențează? Da. Îi mulțumesc? E icoana mea? Da. Îl iei direct cu bani, s-ar putea să-ți impună legile lui. Uh-huh. Da, sunt de acord. Femeia nu vrea bani, femeia vrea un bărbat cu bani. Uh-huh. Da. Pentru că bărbatul are o singură utilitate pe lume. Protecția. Financiară, fizică și toate celelalte. Dar dacă ni s-a decretat de la Bruxelles și de la centru, ne bărbat, ne femeie, ne familie, ne credință. Da, asta e o discuție. Mă uitam, iertare, largă, nu vreau să... Eu constatam, mă uitam la... pe scenă. Da. Ne bărbat, ne femeie, ne familie, ne credință. Din păcate. În România ortodoxă. I rest my case. Fiecare face ce Dumnezeu vrea și ce simte. Dumnezeu cu ei, mă rog pentru toți oamenii și pentru pace în lume în fiecare dimineață. E rugăciunea mea, canonul meu, din fiecare dimineață. Mă rog ție, Doamne, pentru pace în neamul meu și în lume. Amin. Atât. Pace, Cristina. Vreau pace. În toate aspectele. Luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim. Hai să deschidem și încă o dată cutiile. Cu bani? Luăm... Cu bani. Dacă ai candidat pentru o funcție publică, ce ai trece în declarația de avere? Hai să deschidem și cutia roșie, să vedem ultima întrebare. Hai să vedem. Pentru mama mea, nașterea mea și pentru mine, moartea tatălui meu.